Gata cu mirosul greu sau cu aspectul inestetic din oraș, provocat de ghenele de gunoi. Ploieștiul este primul oraș din țară unde gunoiul nu va mai mirosi urât nici măcar pe timpul verii. Asta pentru că operatorul de salubritate a găsit soluția ideală pentru acest inconvenient, ghenele îngropate. Lucrările de amenajare la primele astfel de ghene au fost deja finalizate. Nu mai se permită nici să existe miros, nici câinii nu o să mai poată să mai aibă acces. Să răsculească, bineînțeles, în deșeuri. E un lucru pozitiv. Numericul lor care se construiesc la nivelul Ploieștiului sunt 39. Sistemul ecologic de containere pentru colectare selectivă amplasează ghenele în subteran, acestea ridicându-se cu un sistem hidraulic. O idee bună. Dumneavoastră veți pune separat deșeurile da, în casă? Da, dacă avem acum ocazia asta, da, de ce nu? Și înainte că le dădeam la ăștia sticle, le dădeam. Dar nu va fi greu să pune separat sticlă, separat? Să știți că dacă e două, trei pungulițe de alea, se face separat. Gunoi menajer, două de plastic, altceva ce să fie, sau una, două. Fier, sau știu și eu, hârtie. Fier nu are de unde să fie. Să reziste, să nu cumva să... Să le fure. Să le fure, să... E frumos, e foarte frumos. Nici nu o să mai miroase. Nici nu o să mai miroase. Adevărul așa e că era urât rău de tot. Investiția a fost făcută exclusiv pe cheltuiala operatorului de salubritate din Ploiești.